bărbat a luat un parapet în plin în timp ce se afla în autoturismul care se deplasa în direcția Reghin Petelea duminică dimineața pe strada Iernuțeni. Zidul de protecție a străpuns mașina dintr-o parte până în cealaltă. Oamenii s-au alarmat de zgomotul puternic. Au intrat mașina acolo. Da, a fost ceva. Ui, la spital, șoferul a fost numai, a fost beat, a fugit. Păi dezastru, bă. Numai viteză a putut să aibă treaba asta, bă. Poliția s-a deplasat la fața locului, dar nu a avut cu cine să stea de vorbă. Șoferul fugise, semn că totuși nu au existat victime omenești. În cele din urmă, acesta a fost găsit. În urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia că bărbatul nu poseda permis de conducere. Era băut, iar autoturismul nu îi aparținea. Tânăr conducător auto, care se plasa cu un autoturism care nu îi aparținea, din direcția de mers Târgu Mureș-Reghin, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a izbit cu partea din față în parapetul de protecție de pe partea dreaptă a drumului. Acesta a părăsit locul producerii accidentului. Prin măsuri specifice l-am identificat, l-am condus la sediul poliției, unde acestuia s-a întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu alcoolemie peste limita legală și părăsirea locului accidentului. Poliția rutieră reghineană îi avertizează pe conducătorii auto că se vor desfășura controle pe raza municipiului, precum și în localitățile din zonă. Acestea vor viza, în special, depistarea persoanelor care consumă alcool și se urcă la volan. Trag atenția ca pe viitor tuturor participanților la trafic să-și reglementeze conduita cu privire la conducerea autoturismului pe drumurile publice. Vom efectua acțiuni atât pentru depistarea conducătorilor auto care consumă alcool, cât și pentru cei care conduc autoturisme fără a poseda permis de conducere și vom lua măsurile legale în consecință. Lipsa permisului de conducere, alcoolul și teribilismul sunt câteva elemente care au contribuit la producerea unor evenimente rutiere într-o singură zi. Din fericire, nimeni nu și-a pierdut viața.